Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bun găsit tuturor, bine ați revenit la Mind Architect. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România, mindarchitect.ro. Îl găsiți acolo. Paul Olteanu și echipa sa vorbesc despre creier, neuroștiință, legături neuronale, Comunicare și modul în care putem fi. Cred că, de fapt, asta e esența, nu? Să fim mai buni unii cu alții. Unii alții. cu alții, cu noi înșine, în primul rând, înșine. și dacă este mai bun cu noi, putem fi mai buni și cu alții. Știți ce facem sezonul acesta la Europa FM? Luăm zicale românești, le punem la încercare, vedem cum s-a distilat înțelepciunea poporului român și vedem dacă le mai folosim sau nu în anii viitori. Și cam ce schimbări ar trebui să facem. Iar astăzi, am găsit unele care e și mai să le spui. <laughs> să le rostim, exact. Să le rostim, dar ele sunt o de facem. la noi. Le facem și atragem atenția asupra unui tip de atitudine pe care cred că îl găsiți, de fapt, și în viața de zi cu zi, tare, mie, mie teama. Astăzi vorbim despre relația noastră cu femeile sau de rog, lângă noi. Cu femeile de lângă noi sau gândirea social adunată în Vistilată. anii. distilată exact, Vistilată. în toți anii despre oh, genuri. Zic eu primul sau zici? Te rog, fi curajos. Hai, uite, prima dintre ele. Chiar și cea mai bună femeie are o coastă de drac <laughs> trânsa. Deci, dragilor, pe, mă adresez dragilor care ne ascultă. Da. Probabil că o mare parte dintre aceste zicători au fost puse de bărbați frustrați <laughs> la momentul la care au venit cu ele. Uh, Mie mi se par, Cătălin, toate astea care clasifică o categorie întreagă de oameni care stereotipizează, mi se par foarte toxice și și la nivelul creierului o particularitate a unui om care se simte amenințat e că gândește în alb-negru. Așadar, e o dovadă de evoluție psihologică, aș spune eu, pentru noi să nu mai uh, spunem toate femeile sunt cumva, toți bărbații sunt cumva, toți negri, toți țigani, toți. nu e o idee bună, și, pe măsuratele, uite, sunt studii, de pildă, și în America făcute, conservatorii, yes, mă refer la oamenii cu convingeri din astea, pro-life, împotriva avortului, pro-arme, conservatorii americani, au amigdalele, regiunile din creier care se aprind, care se activează la amenințări, rețeaua, dacă vrei, de amenințare din creier mult mai activă decât o au liberalii. Și asta este un lucru foarte interesant că, practic ce confirmă e că convingerile noastre, acolo politice, vorbind despre conservatori și liberali, au amprentă în creier. Sunt regiuni mai active la unele convingeri, respectiv la partizanatul față de anumite credințe, decât altele. N-am știut există cu... așa măsurătoare, da? Robert Bun. Sapolsky în Behave vorbește despre e. asta, e un neurocercetător de la Stanford, un om genial, Sapolsky, și cumva de acolo și confirmă ideea asta cu cât ai convingeri mai rigide, cu atâta inclinație să fii mai conservator, iar conservatorismul în general corelează și cu a fi mai defensiv la a te uita e. la ce e diferit de tine cu amenințare. Da. Hey, uh, cam pe aici se situează și frazele astea. Hai să vă mai spun una, că e foarte yeah. interesantă. Lovește ne. Femeia care știe să se supună soțului, deci să se supună, face să se răsucească luna pe degetul ei cel mic. Știu că e complicat, dar eu mă... mă uit aici la cuvântul supunere. Adică, întâi trebuie să te supui, și după aia, dacă te supui ca femeie, celui bărbatului din viața ta, ei, atunci o să vezi că reușești cumva să uh, organizezi familia, da, să faci lucrurile așa cum trebuie, da, trebuie să fii supusă. Uh, eu cred că asta să uh, aplica mult mai mult într-o lume în care forța fizică făcea diferența, Na, e o diferență de uh, configurație fizică între bărbați și femei. Și cred că noi am rămas, din multe puncte de vedere, și când spun, spun noi, nu mă refer strict la România, mă refer în general, am rămas cu modelul ăsta, că femeia trebuie să fie supusă, bărbatul e stâlpul sau capul familiei, avem și reversul masculin. Și iată că lumea în care trăim ne arată din ce în ce mai mult că e nevoie de egalitate de șanse și că s-ar putea în anumite roluri tradițional masculine să găsim femei care le fac chiar mai bine decât bărbații, și viceversa, în roluri tradițional feminine să găsim bărbați care sunt foarte competenți. Iar ideea asta cu supunerea e ceva foarte interesant că e și perpetuată dacă te uiți în filme. Știți că, în general, bărbatul e plecat mult de acasă, vânează, doar că acum nu mai vânează animale, acum vânează bani, oportunități profesionale, iar când ajunge acasă, femeia are rolul suport, așa. Și vezi că și în cinematografie și în continuare multe familii, noi perpetuăm rolurile astea foarte rigide. Bărbatul se duce în lume și cucerește, femeia trebuie să se supună și să aibă grijă de casă. Cred că merită să ne uităm dacă, într-adevăr, ceva ce a fost valabil și fundamentat cu precădere pe patriarhat și forță fizică. Da. Zeci de mii de ani, mai stăm picioare și în lumea în care trăim noi. Da, pot să mai adaug, să știi că nu Sunt se... Sunt sigur. Impie, nu se aici, nu, e o salbă, dacă îmi permiteți termenul, de expresie, adică exact ca la bătaie, știi? adică Unde am avut la bătaie foarte multe și aici, da. despre femei, avem la fel de multe. Femeia care tace îi mai deșteaptă ca savantul. Nu nu întâmplător îmi aduc aminte parcă unde, în Moromeți în Părința lui ocan sau cum era adunarea înțelepților. Da, eu da, nu știu dacă da, că da. era vreo femeie între ei. Nu era, Asta iară spune ceva interesant despre noi, că înțelepții, chiar și în forma aia caricaturizată, cum apare acolo în carte, tot bărbați erau. Nu cred că e cazul și aș spune mai degrabă că Femeia care tace s-ar putea să strângă frustrare și să te lovească cu tigaia în cap când nu mai poate să tacă. Așa că s-ar putea să fie mult mai înțelept și mai bine să vorbească de la început, să ne dăm seama în relație sau unde suntem, dacă putem fi împreună sau nu, pentru că tăcerea aia nu o să uh, se lase cu lipsă de urmări știi că nu întâmplător facem episodul acesta și adunăm ideile astea și zicerile astea pentru că România e campioană la violență domestică, da. dar și la nepăsare în domeniul ăsta, ceea ce mi se pare mult mai dureros. E o întreagă cultură a nu băga în seamă plângerile pe care multe femeile au. Știi exact ce se întâmplă, că se ajunge la poliție și acolo polițiștii le da. statuiesc. Haideți, doamnă, că ce a făcut. Încearcă să îi împace și așa mai departe. Am făcut la România în direct câteva ediții impresionante despre despre chestiunea și, asta. Cătălin, și, uite, mi se pare că e grăitor cât de multe expresii avem care legitimizează bătaia. Am vorbit noi în episodul trecut și cât de multe expresii în care femeia într-un rol din ăsta total, cum să zic, cea mai performantă femeie, care oricum are o coastă de drag în ea, e aia care tace și se supune. Da, păi, da. Na, adică, știi cum, și pentru noi auzind asta, cum poți să te simți când înțelegi că din capul locului tu ești fundamental uh, viciat cu asta de drag și respectiv cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să fii invizibil. Există câteva expresii care Totuși, onorează calitățile ale femeilor, să știi. Abia, adică, abia le aștept să încheiem în nota asta. Da, un tip de intuiție, uite. Femeia Iată. vede unde bărbatul abia zărește, știi? Și, să e, ce și uite, aici trebuie, trebuie să vin cu niște date. Sunt studii foarte interesante. Noi o să avem un episod în, în Mind Architect în sezonul 7, care începe în toamna anului astuia, în care o să vorbim despre diferențe de gen. Să vedem dacă există totuși diferențe biologice și psihologice între bărbați și femei și cum să manifeste ele. Și o să fac așa un mic priviu, o mică punere în scenă, parte din ce vom vorbi în episodul ăla. De pildă, încă din primele zile de viață, la fetițe se observă o înclinație mai mare către a privi chipurile celor din jur. Sunt mult mai orientate după mimica celor din jur, deci receptivitatea asta la stimul social. Și atunci receptivitatea la stimul social pe care o vezi și la alte primate, nu doar la oameni, și o vezi și la copii care au câteva zile de viață, confirmă că există o diferență totuși biologică care duce la diferențe de abilități în sensul că femeile sunt mai receptive și atente social. Altă diferență care merită adusă în discuție e că dacă la bărbați strategia când se simt amenințați e luptă sau fugă, ce vine la îndemână, e o formă mult mai fizică de a exprima uh, reacția la amenințare. Femeile au fost invitate foarte mult timp să tend and befriend. O să încerc să traduc asta, e cumva să te împrietenești cu potențialul vrăjmaș și să folosești abilități sociale. Și atunci, e un, un sâmbură de adevăr care crește într-un copac, cum să spun, riguros. Cum că, pe medie, femeile sunt predispuse la a avea mai multă receptivitate și atenție socială decât bărbații și atunci ele pot vedea ce noi câteodată nu cabiazărim, ci nici nu vedem. Da. E bine de știut și, de a și asta pentru că poate reușim, în societate vorbesc, să le apreciem mai mult. Am văzut și o explicație înainte de Crăciun de ce doamnelor le place mai mult la cumpărături. Explicați genul ia. celor pe care tu le dai și anume că cu uh, zeci de mii de ani în urmă, când ne împărțeam treburile casnice, să spunem, femeile erau culegătoare și atunci trebuiau să ia diverse fructe, știu eu, legume și să le analizeze, să le vadă. În timp ce bărbații se duceau punct ochit, punct lovit, adică da. la vânătoare, nu aveau răbdare, aveau, trebuiau să dezvolte un singur tip de aptitudine. E? Ce aș mai aduce eu drept completare în, în, încheierea conversației este că, uite, și din perspectiva asta a psihologiei evoluționiste, noi vorbim de faptul că bărbații erau vânători și femeile cu precădere poate erau un rol ăsta suport, de a îngriji casa, copiii cu legătoare, da? Doar că în lumea aia rolurile astea erau la fel de importante. Undeva a apărut un decalaj în care a fi vânător a devenit mult mai bine plătit și recompensat nu doar în bani, decât a fi îngrijitor, decât a avea grijă de ceva ce s-a vânat deja. Ori cred că uh, noi ne-am desprins de modelul ăla în care atât că dacă eu vânam și tu îngrijeai, eram la fel de importanți, că eu degeaba vânam dacă odată ce aduceam vânatul acasă nu-l puteam mânca, sau dacă în timp ce eu vânam, copiii noștri erau mâncați de tigru, că nu avea nimeni grijă de ei. Deci cred că uh, rolurile astea repartizate și după diferențe biologice și psihologice trebuie celebrate și apreciate egal, chit că sunt diferite. Paul Olteanu îți mulțumesc săptămâna viitoare o să avem mai eu. multe expresii care nu poate nu au cea mai mare legătură între ele dar au cum să zic sunt chiar răsunătoare așa în limba română cum îi zice nu face ce face popa invers nu face ce invers. zice popa ci ce face popa Pe asta de abia o așteptam putem să, facem... să știi invers vezi cum zice deci ce nu face ce zice popa nu nu, nu face ce face popa ci fă ce zice. Vedeți oameni buni. Ați judecat. Numai enunțarea ei produce confuzie. Abia da. o aștept. Spor la treabă tuturor. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.